orice concediu. S-a mișcat! Oh, ce tare! No, dar ce ai acolo? Am pus de o pită și așa de încins a fost focul, că cum am pus-o, cum o mirosit ars, așa că tare cu emoție. Nu-i rău, să știi tu că nu-i rău. Că ne-am trezit noi în al 12-lea ceas. Că ne trebuie pâine doar de sărbătorile astea, să nu mâncăm șnițelul gol. Ca românul. Și când colo nu mai fă pâine, la niciun magazin. Prin sat la câte magazine acolo? La toate trei? La trei, dar unul dintre ele de un an și ceva e închis, nu mai e magazin acolo. No. Și apoi iată că ne-am pus și am făcut șoptită. No, păi n-arată rău. Că mai mult folie asta, știi? Un pic s-o ars. O să avem pâine bătută. Da, da, da. Știi cum e aia? Uh-huh. Pâine bătută. Am ajutat. Nici nu-i rău. Uite ce drăguț e. Și foarte rapid a ieșit, parcă. Da, păi am să vedem înăuntru dacă s-o cop. No, apoi... Ca în anul ăsta, n-o mai fă niciodată. Am avut un ajutor atât de bun pe Sofia aici și-o venit și m-a ajutat. Vai ce ușor a fost. Îmi pun masca de protecție. Asta, e spate, da ție, mami, să tai ceapa. Da, să tai ceapa cu ele. Deci la noi de sărbători sunt trei lucruri care n-au voie să lipsească. Unul prefera mie și două preferate lui Daniel. Copiii ei preferate tot ce facem, deci nu au ei pretenții. Ai tu pretenții, Sofia? Nu. Ce ți-ar place să-ți fac de, așa, de mâncare, preferație? Macarons. Macarons, nu, lasă că pe aia eu îmi cumpăra. Pretenții destul de modeste ai, domnișoare. Deci, pentru Daniel, nu trebuie să lipsească salata de băf. Și eclerele. Eclerele cu vanilie și frișcă. Ălea să nu lipsească de sărbători. Ălea, ce vrei, dragule? Salată de bep și eclere. Și mie îmi plac foarte mult și sunt preferatele mele și cu ălea cel mai liniștită. Și mergi. Îi eclerele cu brânză și cu usturoi. E un fel de aperitiv. Foarte, mi-e foarte drag de când era mică, pentru că mami lucra la o firmă de catering și făceau aperitive și asta era preferata mea. Eclerele cu brânză și usturoi. Problema, după părerea mea, este următoarea. Atunci când eu vreau eclere cu cremă și tu vrei din alea cu brânză și usturoi, după părerea mea, eu primesc doar probabil jumate de eclere cu... Da? Mami, ce fel de cremă se bagă la eclerele normale? Păi la eclerele normale se bagă crema aceasta de patiserie, crema de casă, da? Lapte, făină, ouă, zahăr și vanilie. Din păcate, n-am avut... punem un pahar să văd cum e crema. Un pahar? Un pahar. Cum adică un pahar? Pune într-o cană să pot gusta și eu. Un pahar? Într-un boluț. Pui și mie. Dar păi ce mai bag în eclere dacă voi îl mâncați? Îmbui și mie un pic. Ia.
Ticioasa. Primești primele, că eu am ajutat-o și pe mami. Da, da, da. Mulțumesc. Mulțumesc, mami. Vrei și tu, Victor? Da. Acum, Andreea, cred că s-o simți foarte darnică, dat fiind faptul că și înregistrăm, imortalizăm acest moment. Așa-i, dragă? Cum adică darnică? Doar îți dădeam oricum. Păi nu mi-ai mai dat niciodată. Să guști așa simplu? Da. Păi nu mi-ai cerut. De unde să știu eu că vrei? Copiii ăștia atât timpul sunt pe lângă mine. Oalele ei le ling. Nu. Ție nu trebuie să lingi oale. Ce să fac cu tine? Mami, dar ce mult mi-ai pus? Mă, dar tu ce faci acolo? Victor, dar de ce nu-ți pui în farfurie? Nu-i frumos să mănânci din bol? Vezi că salata de beef pentru mine e făcută. Mânci așa un pic de gust, să vezi cum e și gata. Cită cu un soare sau ciorbă de nu știu mai ce este. Ai avut tu până câte mixere ai trecut până acum? Deci foarte multe mixere am avut, să știi. Sofi, mai am unul din ăsta în frigider. Poți să mi-l aduci, te rog? Ce frigider? Că ăla nu se poate numi frigider. Da. Deci... Până la urmă ne-am comandat un alt frigider, că na, e cazul, nu se poate, că a fost și prea cald și am zis că așa. Dar mai aveam noi un frigider care l-am avut de mult, de mult odată, depozitat în beci și l-am adus, l-am curățat, l-am spălat frumos, am băgat toate în frigider și când l-am pornit a doua zi ne-am dat seama că nu funcționează. Deci avem două frigidere. Pe stoc. Avem vreo 4, de fapt. Avem 2 frigidere pe stoc, dar nu funcționează niciunul. 3. 3? Dar și ce? No. Cred că am terminat. Am umplut aici de cremă păstrătat. Suntem clasa 1. Așa trebuie făcut. Așa a fost modelul de la început, să nu credeți că n-am vrut. Noi așa ne decorăm casa de Crăciun. Ai avut cu crema. Comentarii. O sări lumea că de ce nu ne decorăm. Unii ziceau că, vai, din cauza asta mă tot dezabonez. Că nu trebuie să fie toată lumea de acord sau una sentimentul nostru. Dar noi suntem suficient de maturi. Și de fericiți cu stilul nostru de viață, nu-i așa, Victor? Da. Încât să putem să și vorbim despre asta deschis. Deci, noi nu ne modificăm stilul nostru de viață doar pentru că ne dictează cineva să ne schimbăm stilul de viață. Ăștia suntem noi, ne expunem. Sigur că dacă cuiva nu-i place, e liber să se dezaboneze pe noi. Nu ne deranjează. Chiar din contră, dacă nu... Sunteți în asentiment cu noi, nu vă place ceea ce facem noi, nu vedeți stilul nostru de viață ca ceva pozitiv. Sunt suficienți oameni pe internet pe care să-i urmăriți sau să îi aveți ca exemplu. Deci noi nu ne schimbăm. Doar și nu ne facem nici griji ca să fim noi cei mai perfecți și cei mai frumos încadrați și... digerabil de către toată lumea. Știi, noi ne prezentăm stilul păi nostru. Păi da, tocmai, și asta e viața noastră reală, 100%. 100%, că orice fac, orice facem și filmăm din gospodăria noastră, nu-i regizat, nu-i scriptat, sunt skiturile care le facem așa amuzante sau așa, dar în rest, noi ce arătăm din viața noastră, pur și simplu, de zi cu zi. Nu-i nimic făcut de dinainte, hai că e așa cum. Nici nu aveam noi de gând să filmăm. Zice, hai să ne facem numai că ideea și care e. Hai să ne arhivăm puțin momentele noi astea. Începem să arhivăm chestiile astea faine și începem să povestim și să explicăm. Alea sunt partea plictisitoare. Da, Sofia. Puteți. Ce urât sună. Scoate și pune acolo jumate numai din următoarea, bine? Uh-huh. Vrea să lingă cineva ăsta? Eu! De la tati Gaspina.
Trebuie colindatul prima dată. Sofia, așteptăm colinda aia faină. Ce colinda faină! Aia faină. Victor, împreună cântăm noi asta, da? Da, mama ne frem. M-o trimis mama la capre, m-o trimis mama la capre. Mărul lui dorul lui bum, bai ar, bai flor, bai tir tiri, lai dai dai hop, hai hop, țăr țăr țăr. Numai cu bota m-am dus, numai cu bota m-am dus. Mărul lui dorul lui bum, bai ar, bai flor, bai tir tiri, lai dai dai hop, hai hop, țăr țăr țăr. M-a-ntâlni cu lupul-n cale, m-a-ntâlni cu... Mama! Mama! Cine e mama? Mama tuturor de aici, cine e? Bun, e Angie. Bun, e Angelina! Mateo! Ăsta, Victor! Vai, dar ce drăguț să-mi pachetea! Ce, Victor? Daniel! Sofia! Sofia! Dar de ce Sofia are cele mai multe pachete? Victor! Habar n-am. Ăsta e tot a meu. Eu am un parfum ce-l folosesc deja de vreo 12 ani, înainte să mă însor la rând. Și am mai am un ăsta, am ajuns de și când mor să mă parfumez. Wow, să mormânt ce parfumăm cu ăla. Deci, Victor, uite, care eu cine... Victor, care eu cine sunt ale tale? Pe jos, că pe jos. Pe ce ia? Pe masă. Dar și ce știu are? Că se uită. Fie ce-a fi, dar animalele trebuie tăhrănite. E ora 11 și 10. Și ai petrecut destul, am du-te și la animale. Odată pe an știu și ele că e ceva diferit. Lapte praf la Anuca, închidem îngâieri la restul și toată lumea la culcare. Și noapte bună. Și tu? Și eu, Ovidiu, ce-a mai fi. Eu am cascul desfăcutul. Tu, da, păi tare elegant te îmbraci așa de Crăciun. Da, ce să spun. Vreau să le fac o bucurie și la animale. Purceluș de lăptic, un purceluș de lapte, cum să zice, că era tare tânăr. Și am făcut o porchetă. Au. Cred că un pic cam mult l-am lăsat la cuptor, dar măcar o să fie super fragil. Dar ce odată, când sport e concentrat. Nu s-a mișcat! Ba da, s-a...